Două străzi din comuna Timișeană, Giarmata, intră în reabilitare. Acestea vor fi asfaltate pentru a primi o altă față, dar și pentru un plus de confort în momentul în care sunt parcurse de locuitorii comunei și nu numai. Începem cu lucrările de suprafață în comuna Giarmata. Astăzi s-a semnat contractul de execuție pentru două străzi care intră în reabilitare. Strada Morii din Giarmata, care va fi asfaltată, iar acostamentele refăcute de la cimitirul de jos până la moară. Strada Nica Iancu Popovici din Cerneteaz va fi asfaltată de la capelă până la drumul județean 691. Termenul de execuție este de 5 luni de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor, imediat după organizarea de șantier, transmit reprezentanții primăriei comunei Giarmata.